În următorii doi ani vor fi închise și ultimele 73 de centre de plasament care mai funcționau în România. Afirmația a fost făcută de ministrul familiei Gabriela Firea într-o postare pe Facebook. Nouă dintre acestea se vor închide chiar până la sfârșitul acestui an. Conform ministrului, în aceste centre stau aproximativ 1.900 de copii. Alte 52 de centre își vor închide porțile anul viitor și restul în 2024. În opinia Gabrielei Firea, toți copiii trebuie să crească într-o familie, motiv pentru care și în cazul celor aflați în grija statului, trebuie create condiții ca într-o familie, iar aceste condiții pot fi obținute doar în locul locuințe de tip familial, nu în centre mari de plasament. În urmă cu 20 de ani funcționau peste 500 de astfel de instituții în care erau îngrijiți aproape 100.000 de copii.